aveți acum? Încă o informație tehnică, să-i spun așa, înainte să începem. Formatul acestei întâlniri este de webinar, astfel că vă rugăm ca toate întrebările pe care le aveți despre ce o să prezinte Florinela, dar și despre ce o să vă prezint eu pe scurt, să le lăsați de chat. Bun, apare în bara de meniu din partea de jos a ecranului. Și acum, ca să începem și întâlnirea noastră pe bune. Eu sunt Loredana Luțescu de la Asociația TechSoup. M-am bucurat să văd printre înscris și reprezentați din ONG-uri cu care am mai lucrat în trecut, iar alături de mine o am pe Florinela Iosif, specialist comunicare și advocacy, dar și fost jurnalist. Însă înainte să-i predau microfonul Florinelei, căruia îi mulțumim că ne este alături și în avans îi mulțumim și pentru informațiile pe care urmează să le ofere, vreau să vă povestesc puțin despre asociația noastră, deoarece avem aici reprezentanți de ONG-uri care încă poate nu ne cunosc așa de bine. Astfel o să fac un share screen, scurt, promit. Bun. Cum vă spuneam, suntem Asociația TechSoup, organizatorii acestui webinar, care din 2009 sprijinim societatea civilă din România, dar și din Republica Moldova, am emoții pentru că este primul meu webinar la TechSoup. Înainte am avut un alt loc de muncă și atunci m-au cuprins emoțiile, chit că pe zi mi s-a părut că nu am absolut deloc. Bun, sprijinim ONG-urile din România și Republica Moldova din 2009 și totodată avem și componenta de educație prin tehnologie pentru învățători, profesori de informatică și totodată, desigur, pentru elevii lor. Pe chat, colega mea Natalia o să vă lase link-ul pentru site-ul nostru, unde acolo găsiți toate informațiile despre noi, dar și despre programele pe care noi le organizăm și pe care le puteți vedea și acum pe ecran. Cum această întâlnire este adresată reprezentanților de ONG-uri, vreau să vă spun câteva cuvinte despre programul TechSoup. Este cel mai mare de acest tip la nivel internațional și practic ce face acest program? Oferă acces ONG-urilor la tehnologie și inovații digitale și totodată și la resurse de învățare despre această tehnologie. Practic, avem nevoie de cât mai multă tehnologie, am văzut în ultimii ani cu efectele pandemiei că dacă nu ar exista tehnologia și nu ar exista aceste inovații digitale, noi nu am putea să evoluăm. Și într-un ONG e nevoie de foarte multe resurse tehnologice. Vă las acum și câteva cifre reprezentative pentru program. În România avem peste 4400 de ONG-uri înscrise, care fac parte din comunitatea TechSoup România și peste 150 în Republica Moldova, iar toate acestea fac parte din comunitatea celor peste 1,4 miliarde de organizații din toată lumea. Vă spuneam că programul este unul internațional. Și încă un slide, două de fapt, și cu resursele la care aveți acces prin programul TechSoup. Vedeți că sunt mai multe categorii de resurse la care puteți apela. Înscrierea se face direct pe TechSoup.ro, aveți acolo toate informațiile de care aveți nevoie, catalogul de produse, cum se aplică, ce acte aveți nevoie și toate informațiile le găsiți pe site-ul nostru. Bun, iar acum să ne întoarcem la motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi aici, o să fac eu un stop share screen și mai departe o să o invit pe Florinela să ne spună cum comunicăm cu presa despre ONG-urile noastre. Mulțumesc mult, Florinela! Mulțumesc și eu pentru această invitație. Bună, Loredana, bună tuturor! Văd că suntem 55 deja. Mă bucur tare mult pentru această invitație, așa că mulțumesc tare mult Asociația TechSoup România. Și eu am puține emoții pentru că am mai vorbit în public și am vorbit chiar și în fața camerei ca reporter, dar
Cumva aici mi se pare că suntem o familie cu valori și cu valori mai multe în comun și mi se pare că acum trebuie să dovedesc așa mai mult decât de obicei și sper să explic cât pot eu de bine. Voi face și eu share screen la prezentare, 2 secunde. Ok, și să punem imediat. Ok. Loredana, dacă poți să-mi confirm tu dacă se vede bine ecranul? Perfect. Super, super. Bun, așadar, cred că ar fi important să începem cu motivele pentru care tu ca ONG ar fi bine să comunici cu presa, nu? Și primul motiv ar fi, să zicem noi așa, faptul că poți să crești baza de donatori și de voluntari. Să zicem că tu ești un ONG care vrea să desfășoare o activitate de colectare de, nu știu, să zic, peturi, da? Și ai nevoie de voluntari de la tine din comunitate care să vină să te ajute în această acțiune. Tu, prin faptul că emiți un comunicat de presă focusat pe comunitatea ta, da, adică pe presa locală, poți să ajungi la niște oameni la care să zicem că poate nu ai reușit să ajungi prin canalele tale de social media, Facebook, Instagram și așa mai departe. Dar este un canal de comunicare pentru a ajunge efectiv la alți oameni care pot sprijini cauza ta. La fel este valabil și în ceea ce privește donatorii individuali, dar aici este foarte important să explicăm pentru ce avem nevoie de donații. Este principala regulă pentru orice comunicare de fundraising, omul ca să înțeleagă pentru ce, ca să doneze, trebuie să, în primul rând, să înțeleagă cât se poate de clar despre ce este vorba și cum vei folosi tu fiecare bănuț pe care îl oferă către tine în diverse proiecte cu impact social. Bun, al doilea motiv ar fi că poți să capezi mai multă vizibilitate în fața potențialilor finanțatori. Un lucru pragmatic, dar zic eu destul de important, în sensul care cu cât ai mai multă vizibilitate, cu atât îți crește ție ca ONG și acest brand awareness, dacă putem să-i spunem așa. Și odată ce imaginea ta este mai prezentă și mai puternică, este mult mai probabil să fie mai ușor să atragi de partea ta și finanțatori, dar și alți parteneri din ONG-uri mai mari, reprezentanții de la diverse instituții ale statului, stakeholders și așa mai departe. Apoi, un alt motiv pentru care este bine să comunici cu presa este legat de advocacy. Da? Presa este un canal extrem de important pentru acest scop, în momentul în care vrem să punem presiune să se adopte o anumită politică publică sau în momentul în care vrem să oprim un abuz care are loc, nu știu, fie că vorbim de nivel local sau național, da? Adică presa va prelua cu siguranță, mă rog, cu siguranță este exagerat spus, dar să zicem că există o deschidere mai mare în a raporta nereguli pe care voi le observați cu privire la diverse domenii. Și o chestiune mai generalistă, dar zic eu că e importantă, ca să fii un actor mai relevant în comunitatea ta, pentru că mă gândesc că nu fiecare dintre noi colaborează cu ONG-uri sau lucrează în ONG-uri pentru că își dorește să facă o schimbare, nu? Să producă să producă impact în jurul său. Bun, să mergem un pic mai departe. Ok. Ce poate să comunice un ONG către presă? Și aici este o definiție un pic mai largă, dar zic eu că ne ajută ca punct de pornire. Orice este de interes public, asta odată, și în al doilea rând, orice are interes cu proiectele sau expertiza ta ca ONG. Da? Deci să zicem că tu, dacă ești un ONG care se ocupă predominant de, habar n-am, transparența decizională, cel mai probabil nu vei comunica, nu știu, despre, ce să zic acum, schimbările climatice, decât dacă poți să faci o legătură și să spui că, uite, primăria X din județul Y
nu este transparentă cu privire la calitatea aerului sau cu privire la câți copaci sunt defrișați. Bun. Și acum să explicăm un pic ce este un subiect de interes public. Și aici iar avem așa o mică, o scurtă definiție. Orice subiect care poate avea un impact asupra unei comunități sau publicului larg. Și aceste subiecte pot fi foarte diferite, da? De la politică, la economie, educație, sănătate și așa mai departe. Practic, eu când vreau să transmit un mesaj către jurnalist, trebuie să mă gândesc dacă este de interes public. Și cum fac asta? Mă gândesc în felul următor. Ok, proiectul meu sau opinia pe care eu urmează să o emit și care are legătură cu ONG-ul meu, poate să influențeze sau influențează în vreun fel un grup de oameni, comunitatea mea sau la nivel național, adică fac o schimbare în bine, ajut, nu știu, habar n-am, niște tineri din mediile dezavantajate sau ajut la digitalizarea societății civile. Deci, practic, trebuie să facem acest exercițiu să ne gândim, ok, care este schimbarea pe care noi o obținem prin faptul că ne poziționăm față de un subiect sau prin faptul că desfășurăm o campanie, un anumit proiect. Ok. Ce poate să fie un subiect pentru jurnaliști, da? Noi, dacă vrem să comunicăm cu jurnaliștii, trebuie să începem să gândim un pic ca ei. Și atunci, pot fi proiectele în care este implicat ONG-ul, da? Asta cred că este destul de intuitiv. Pot fi nereguli care au legătură cu domeniul ONG-ului tău, da? Cum am spus și în anterior, anumite abuzuri pe care noi le sesizăm și așa mai departe. Poate fi o reacție imediată la un eveniment de interes pentru presă. De exemplu, acum în România este această grevă pentru profesori, organizată de către profesori și pentru profesori. Tu ca ONG care activezi în domeniul educațional, dacă ai o relație foarte strânsă cu profesorii, poți să vii cu un punct de vedere care reprezintă profesorii din comunitatea ta, da? Care se reprezintă beneficiarii tăi profesori. Și, practic, aduci încă un punct de vedere relevant la această conversație publică extrem de arzătoare în aceste zile despre greva profesorilor. Poate fi un răspuns la o propunere de politică publică, da? Să zicem că, nu știu, un primar are ca proiect să, habar n-am, să amenajeze un spațiu de joacă. Dar poate amenajarea acelui spațiu de joacă presupune tăierea mai multor copaci sau este într-o zonă nepotrivită, nu este accesibilizată pentru copii și așa mai departe. Tu ca ONG poți să folosești acest canal de mass media să transmiți de ce nu este în regulă ca politica respectivă sau ca măsura respectivă a unui politician, autor sau alt actor administrativ să fie aprobată. Bun, ce alte lucruri putem comunica? Studii pe care le face ONG-ul nostru sau cercetări calitative, adică interviuri. Chiar dacă nu suntem un ONG mare, da? Să zicem un ONG cu sute sau mii de beneficiari, chiar să zicem că suntem un ONG care lucrează cu victime ale violenței domestice. Ce poți face tu ca un ONG mai micuț, da, cu mai puțin beneficiari, este să intervievezi de pildă aceste victime și să vezi dincolo de statistici, să încerci să înțelegi alte nevoi un pic mai aplicate, da, în funcție de specificul comunității, de exemplu, cât, în ce măsură autoritățile le-au crezut pe victime atunci când s-au dus să raporteze abuzul sau în ce măsură au acces la un adăpost, da? Unde pot merge cu copiii lor și așa mai departe. Adică puteți să mergeți un pic mai în profunzime prin niște interviuri, da? Sau prin niște focus grupuri, adică chiar încurajez această cercetare calitativă să faceți voi interviurile și să încercați să le transmiteți către presă și presa să poată să facă un follow-up, da? să cerceteze chiar mai mult decât ceea ce le-ați livrat voi. Bun. Cum ajunge un ONG relevant pentru presă? În primul rând trebuie să fii consecvent. Dacă dai un comunicat odată la două luni, asta nu înseamnă că ești consecvent. Trebuie să există o constanță, dar atenție, nici să nu spamăm, că și aici este o altă problemă. Nu dăm comunicate în fiecare zi, în fiecare săptămână. Din punctul meu de vedere,
Cred că dacă te limitezi la două comunicate pe lună, este arhi-suficient. Asta ar fi o dată, da, consecvența comunicărilor. Expertiză oferită jurnaliștilor. Dacă un jurnalist te sună pentru că vrea să-și ceară un punct de vedere, încearcă să fii cât poți tu de prezent, da? Să te-a sunat să-și ceară o părere, răspunde la telefon, oferă-i toate explicațiile, poate îi recomand și alte resurse pentru documentare, orice jurnalist apreciază asta. Urmărește actualitatea legată de domeniul, un ONG urmărește activitatea legată de domeniul său și oferă reacții rapide, da, prin expertiza sa. Dacă ești un ONG pe educație, în România avem această publicație, avem mai multe, de fapt, publicații specializate în domeniul educației. Este foarte bine să citești, să vezi ce se întâmplă, să vezi ce fac alte ONG-uri, să vezi ce fac autoritățile statului și atunci, în momentul în care te va suna un jurnalist, tu vei ști să pui lucrurile în context sau vei putea chiar tu să vii cu o inițiativă, da? Să îți oferi un punct de vedere vis-a-vis de un eveniment de actualitate. Dar asta se face citind presa. Trebuie să încercăm să ieșim din bula noastră. Avem proiectele noastre și îmi dau seama că este un consum emoțional și de timp extrem de mare pentru majoritatea ONG-urilor, dar e bine să facem și acest efort, să ieșim un pic din bula noastră, să vedem ce fac alții și să fim conectați mereu la actualitate, să facem o revistă a presei în fiecare dimineață, seară, cum are fiecare dintre noi timp. Bun. Când trimitem un comunicat de presă? Când avem ceva relevant de spus, da? Asta este prima regulă. Când se întâmplă? Și aici mă refer, dacă noi am avut un eveniment marți dimineață, nu voi comunica despre el vineri, în niciun caz. Trebuie comunicat cât mai punctual, chiar în ziua cu pricina sau cel târziu, să zicem miercuri, în cazul în care chiar nu putem și nu reușim. Da? Deci este foarte important să fim prompți. S-a petrecut ceva, comunicăm imediat către jurnalist. Sau comunicăm chiar înainte, dacă vrem ca jurnaliștii să participe la acțiunea noastră. Bun, apoi, cum putem construi o relație cu jurnaliștii? În primul rând, să înțelegem și să respectăm munca lor. Mulți dintre cetățeni, în general, consideră, fiecare are o părere despre ce ar trebui să facă un jurnalist. Și de multe ori sunt confundați cu oamenii care fac PR. Trebuie să înțelegem că fiecare redacție are o politică editorială și care libertatea de a alege ce subiecte vrea să publice și ce nu. Îi citim pe jurnaliști, le urmărim activitatea, astfel încât eu știu să mă duc țintit către un jurnalist care se potrivește cu valorile mele, care se potrivește cu domeniul în care eu activez. Dacă urmăresc, de exemplu, o publicație despre educație, voi ști să mă duc direct către jurnalistul pe educație care poate să scrie despre proiectul pe care eu îl desfășor, despre, nu știu, tinerii, cărora le este greu să se integreze pe piața muncii, să zicem. Apoi, ce mai putem face este să-i invităm pe jurnaliștii în proiectele noastre, da? Să-i implicăm, să-i cunoască pe beneficiari, să cunoască locul unde desfășurăm activitatea, fără să punem presiune neapărat să publice ceva despre asta, ci pur și simplu să avem această generozitate către ei în a le spune, uite, ăștia suntem noi, uite ce lucruri frumoase facem și vrem să știți și despre ele. Și dacă voi credeți în misiunea voastră și sunteți autentici, asta de multe ori reușește să ajungă și la jurnaliștii care acceptă să vină la voi în vizită, să vă cunoască, cum ziceam, beneficiarii sau proiectele și așa mai departe. Și da, suntem receptivi la solicitările lor, cum am mai spus și anterior. Bun. Și aici este o întrebare cu care am înțeles că despre care am înțeles că este o problemă pentru mulți dintre beneficiari. Deci ce fac dacă jurnalistul îmi cere să-mi expun beneficiarii? În primul rând, vorbești cu beneficiarii tăi, da? În care presupunem că sunt adulți, nu sunt copii, că acolo e o discuție mult mai complicată. Vorbești cu beneficiarii tăi și foarte important, te asiguri că ei înțeleg
contextul în care va fi publicat articolul, publicația, da, adică ce, și în ce mediu va fi, va fi TV, va fi online, care este scopul articolului, ce mesaj va promova, da? Deci voi aveți această responsabilitate de a transmite beneficiarului exact care este scopul materialului și unde va apărea. Dacă beneficiarul spune nu din prima, situația din punctul meu de vedere este destul de clară. Dacă vedeți că totuși există o zonă gri, sunt niște îndoiele acolo, dar parcă ar vrea să vorbească, puteți să veniți cu niște soluții, în sensul care ori să vorbească sub anonimat, ori să apeleze, ori să-l rugați pe jurnalist să apeleze la tehnici de ascunderea identității, da? să desfășoare interviul cu spatele sau să fotografieze anumite detalii, dar care să nu ofere niște informații care să identifice persoana care va accepta să ofere acest interviu. Și de asemenea, de partea cealaltă, în discuția cu jurnalistul, la fel să-i explicați că dumneavoastră aveți o datorie față de beneficiari, în sensul care ei au încredere, ei au venit în proiectul vostru pentru că vă respectă munca și pentru că au încredere în voi. Dacă documentarea pe care o face jurnalistul îi trădează această încredere beneficiarului, vă va fi mult mai greu să-l păstrați în acel proiect sau să atrageți alt beneficiar. Deci, practic, vă încurcă destul de mult munca și sunt convinsă că niciun jurnalist nu are ca miză să, nu știu, să vă complice munca, da? Să vă pună obstacole. Așadar, cumva cu empatie mergeți către beneficiar și către jurnalist și, da, subliniez, este foarte important să explicați jurnalistului că dumneavoastră aveți o responsabilitate față de beneficiari. Aceștia și-au investit încrederea în voi. Drept urmare, de aceea, acesta este motivul pentru care luați toate aceste măsuri de protecție, nu pentru că nu ați avea încredere în jurnalist. Bun. Ok, o altă întrebare. Dacă jurnalistul îmi cere bani pentru publicarea unui articol, ce fac? Aici este o situație un pic mai delicată, într-adevăr. Trebuie să, din nou, să înțelegem că orice instituție de presă are o politică editorială și are niște priorități de subiecte. Eu pot să mă duc la un jurnalist să încerc să-i explic despre un proiect extrem de important, da? Nu știu, să zicem că fac un proiect de masă caldă pentru copii din mediile dezavantajate, adică ceva extrem de sensibil și de important, dar în ziua respectivă habar n-am, cade guvernul sau se întâmplă lucruri, da? Dacă jurnalistul spune nu, o lăsăm baltă. Sunt și alte situații în care jurnalistul zice ok, o să public asta, dar merge doar ca reclamă. Și atunci, ce aș face eu ca ONG, mai ales dacă nu am finanțare, cu răbdare, cu calm, aș încerca să-i explic din nou de ce este de interes public acest subiect pe care eu îl propun. Să, nu știu, să zicem că vreau să îi zic despre o campanie de donații pentru, habar n-am, pentru copiii care suferă de, nu știu, un anumit diagnostic și să-i zic, uite, statul român nu acoperă, sau statul din Moldova, da, nu acoperă aceste servicii pe care eu le ofer, de exemplu, de consiliere psihologică. Numărul de persoane diagnosticate a crescut, adică încerc să vin cu aceste argumente raționale prin care să-i explic că, uite, subiectul este important și că poate fi foarte jurnalistic și tocmai de aceea nu ar trebui să fie tratat ca o reclamă. Deci pot să încerc să fac asta și în cazul în care refuză, cum spuneam, este important să respectăm această politică editorială și până la urmă cu dragoste, cu forța, nu se poate, cum s-ar spune. Bun. Acum să discutăm un pic despre o știre, da? Deci am vorbit subiect știre, că sunt niște lucruri care se intersectează puțin. Eu în momentul în care mă duc către un jurnalist sau scriu un comunicat, trebuie să am în minte foarte clar niște lucruri. În primul rând, cine face acțiunea? Și aici poate să fie ONG-ul sau un membru din cadrul ONG-ului sau un beneficiar, da? Adică, nu știu,
că beneficiarii unui ONG sunt afectați de o decizie pe care a luat-o un politician, să zicem. Sau ONG-ul nostru a demarat o nouă campanie. Da? Deci noi am fi subiectul, noi suntem răspunsul la întrebarea cine. Apoi ce? Asta se referă foarte concret la ce se întâmplă, da? La acțiunea în sine sau evenimentul care are loc. Nu știu, fie că vorbim de lansarea unui raport sau începerea unui proiect sau încheierea unui proiect, da? Deci acestea sunt genul de răspunsuri care răspund genul de răspunsuri pentru întrebarea ce. Când, da? Să zicem, nu știu, asociația X vă așteaptă miercuri, cât suntem astăzi? Miercuri 26 mai, între orele 15 și 17, să vă înscrieți pentru o campanie de voluntariat, să zicem. Da? Deci precizăm foarte clar toți indicatorii ăștia temporali, astfel încât să le fie clar oamenilor care vor citi sau vor urmări materialul pe care îl preia jurnalistul de la dumneavoastră. Apoi unde, da? Cred că aici este destul de clar. Unde se petrece acțiunea? Care este spațiul geografic impactat de ceea ce comunic eu? Este orașul meu? Este cartierul meu? Este țara mea? Este, nu știu, un anumit eveniment care are loc, habar n-am, la un centru cultural, centru civic sau mai știu eu ce alte locații. Bun, apoi de ce, da? Se referă la cauzele sau la motivele pentru care are loc o acțiune. Aici cred că e, iarăși este destul de intuitiv. Practic, de ce fac eu un anumit proiect? De ce este important? De ce mă duc către jurnalist? Și mai trebuie să interpretăm dintr-un punct de vedere de ce. De ce știm de ce este important pentru noi? Dar trebuie să ne gândim de ce ar fi important și pentru jurnalist. Aici sunt două lucruri diferite. Trebuie să ne gândim, ok, care este știrea pe care eu o livrez, da? Și o să vorbim un pic mai concret aici. Am ales câteva titluri de comunicate. Bun, așadar, Ziua Pământului, românii generează 100.000 de tone de deșeuri electronice pe an. Doar 35% sunt reciclate. Acest titlu este destul de bun și am să explic de ce. În primul rând, avem o plasare în timp, da? Ziua Pământului, adică e un motiv pentru care eu comunic, pentru că este Ziua Pământului. Da? Ăsta este iarăși un truc pe care voi îl puteți folosi, să vă uitați, habar n-am, în calendarul sărbătorilor internaționale de pe site-ul ONU. Și în funcție de acel calendar să vă mai găsiți anumite zile în care să comunicați lucruri despre proiectele voastre. Românii generează 100.000 de tone de deșeuri. Asta este o informație factuală, da, absolut de clară, care îmi spune o realitate despre societatea românească. Și pe mine, ca jurnalist, mă interesează chestia asta, adică este un fenomen, da? Și apoi, iarăși este punctată din nou o informație factuală și de interes public, da? Practic îmi spui problema, uite, doar 35% sunt reciclate, da? Eu, ca jurnalist, ok, deci e o problemă, da? E ultima informație incită, ca să spunem așa, intrigă. Bun. Un alt titlu de comunicat. Raportul Național de Literație. 89% dintre elevii de școală generală au un nivel nefuncțional și minim funcțional de literație. Titlul acesta, iarăși, este destul de bun. De ce? Pentru că avem precizată amploarea relevanței, da? Este un raport național. Așadar, pe mine ca jurnalist, din start mă prinde, ok, deci este ceva reprezentativ pentru toată țara. Ok, este important. Apoi, avem o cifră care iarăși ne oferă o informație extrem de importantă despre starea societății în care trăim, da? Uite, atâția elevi sunt analfabeți funcționali sau nefuncționali din punct de vedere al literației. Un alt titlu. Pentru prima dată, programul Cornul și Laptele oferă copiilor activități educative în fermele locale. Aici este iar un element diferit care poate să-mi atragă atenția ca jurnalist, și anume că este o premieră. Este ceva care se întâmplă pentru prima oară, da? Pentru prima oară
programul Cornul și Laptele oferă activități educative în ferme. Da? Nu s-a mai întâmplat chestia asta până acum. Este o noutate, este o informație pe care eu, ca jurnalist, aș putea să vreau să o public, da? Să o preiau. Apoi, peste 120.000 de elevi și-au echivalat proba de competențe digitale de la bacalaureat cu ECDL, ICDL. Aici, iarăși, vedem că avem cifre, da? În general, cifrele sunt un truc foarte bun pentru a oferi niște informații obiective pe care eu, ca jurnalist, vreau să le preiau pentru că îmi spun ceva foarte clar despre starea comunității în care mă aflu sau despre starea unui grup mai larg, da? A societății, a unei țări și așa mai departe. Un alt titlu, nu gestionați urșii cu pușca, solicită Greenpeace Uniunii Europene. Aici este foarte clar, da? Este genul acela de statement, de advocacy exprimat foarte direct. Da? Ai un apel, după care ai numele ONG-ului care face acest apel. Da? Că vorbeam despre faptul că poți să faci advocacy, da? Sau că poți să pui presiune pe autorități să oprească niște abuzuri sau să... habar n-am, să, din contră, să fac o politică publică care să rezolve o problemă. Și aici așa cu un scurt gând cu care mi-aș dori să rămânem cu toții, și anume că ONG-urile și jurnaliștii reprezintă două fațete ale aceleiași monede, că dacă există ceva ce avem în comun, acel lucru este faptul că ambele categorii luptă împotriva nedreptăților, da? Adică intrăm în societatea civilă, în spațiul acesta al ONG-urilor, pentru că ne dorim să facem bine. Și eu cred că jurnaliștii intră din aceleași motive, pentru că vor dreptate, pentru că vor o societate mai bună, vor să sesizeze neregulile, vor să promoveze lucrurile bune care se întâmplă și așa mai departe. Cam asta este, asta a fost prezentarea mea. Bun, mulțumim mult, Florinela. Am văzut pe chat că avem întrebarea dacă o să poată primi această prezentare. Da. Sigur, cu mare drag, sigur. Sigur. Revin eu atunci cu PDF-ul prezentării și cu link-ul către video după ce o să urcăm pe YouTube. Deci în următoarele zile, posibil la începutul săptămânii viitoare, ca să finalizăm tot. Haideți să vedem ce întrebări avem deja, câteva întrebări în Q&A și dacă mai aveți întrebări între timp, le mai puteți scrie aici și vă răspunde cu mare drag. O chestiune, dacă pot să spun, în cazul în care nu apucăm să răspundem la toate întrebările, pe mine mă găsiți pe Facebook, cei de la TechSoup au și adresa mea de mail, așa că cu mare, mare drag vă pot răspunde la întrebări. Da, cam asta voiam să zic. Scuze-mă, Loredana. Nu e nicio problemă, în e-mailul de follow-up o să introduc și un link către profilul tău de Facebook și adresa de e-mail, dacă e în regulă, și ca să aibă acces toată lumea. Bun. Da, avem adresele de mail când v-ați înscris, domnul Adrian, este în regulă. Bun, prima întrebare ar fi despre bazele de date cu jurnaliști și de unde pot să înceapă cei care până acum n-au avut conexiuni cu presa scrisă și din online. Ok, este o întrebare foarte bună. În primul rând, trebuie să văd ce... Mă gândesc un pic, ok, eu am un ONG care activează într-un anumit domeniu, da? Și atunci pot să mă orientez în funcție de asta. Pot să caut publicații sau jurnaliști de la publicații generaliste care scriu materiale, documentează materiale despre domeniul de activitate al ONG-ului meu. Asta este un lucru. Apoi, dacă suntem într-un oraș mic, da, și nu se pune problema de publicații specializate într-un anumit domeniu, sunt doar ziare generaliste, televiziuni și așa mai departe. Sunt anumite site-uri, cred că chiar ziare live sau ceva de genul acesta, unde puteți să căutați pe județe în România, cel puțin, nu știu cum este în Republica Moldova, dar bănuiesc că există un site similar, unde efectiv puteți găsi pe județe site-urile de la toate publicațiile și să intrați pe site-urile respective și să căutați adresa de contact.
majoritatea au adrese de mail și ajunge pe de acolo. Deci, efectiv, să fac această bază de date cu adresele de pe site-urile lor și ulterior, firește, dacă eu încep să trimit comunicate, după aceea poate voi obține și adrese de mail ale jurnaliștilor, da? Adică chiar ale lor, nu ale redacției. Dar ăsta este, ăsta este pasul următor. Și da, cum spuneam, m-aș orienta și în funcție de domeniu. Adică dacă văd că un jurnalist scrie mai mult despre mediu, aș încerca, adică ok, sigur, trimit un comunicat către toată redacția, dar aș reveni cu un follow-up către jurnalistul care ar putea să fie mai interesat de ceea ce vreau eu să-i spun. Uh-huh. Cumva ai intuit și următoarea întrebare, că fix asta ne-au întrebat, dacă avem adrese și personale și generale pe care trimitem, la care avem mai mari șanse de preluare. Când ajungem să avem, că alea nu sunt chiar așa publice, din câte mai știu eu. Da. În general, ca să fiu foarte directă, cred că ajută mai mult să ai adresele personale ale jurnaliștilor. Cel puțin din propria experiență, în toate cele trei redacții unde am lucrat, cumva cele care veneau către redacție erau mai puțin vizibile. Dar dacă veneau către mine, da, mă uitam că, ok, omul ăsta vrea să comunice în special cu mine. Deci înseamnă că este ceva ce eu trebuie să deschid, trebuie să citesc. Ok, mulțumim, Florinela. Ok. Am stabilit deja că ne-ai transmis că trebuie să fim consecvenți. Următoarea întrebare cumva are legătură cu asta. La ce ore și ce zile e indicat să trimitem comunicatul? Că știu că erau câteva zile în care nu era neapărat recomand. Adică cele care ne-ai spus deja, care sunt acum urgente sau trebuie trimise, dar mai sunt și comunicatele, nu știu, de înscrieri pentru un eveniment sau care nu necesită să publicare imediată, să-i spun așa. Da. În primul rând, eu aș evita ziua de luni, pentru că luni, de obicei, sunt ședințe de redacție, lumea este aglomerată, ok, ce facem, de unde o apucăm, de unde o luăm. Aș exclude ziua de luni în măsura în care se poate. Dacă evenimentul pe care voi îl desfășurați are loc luni, atunci da, trebuie trimis comunicatul luni. Dar dacă se poate evita, aș merge pe ziua de marți. Joi iar merg destul de bine comunicatele și un lucru iarăși foarte important este să le trimiteți dimineață. Dimineață însemnând, adică până în ora 10, dacă reușiți, ar fi minunat. Mulțumim. Înainte să trec la următoarea întrebare, cineva a rugat pe chat dacă putem să mai dăm la slide-ul acela în care se prezentau ce structură trebuie să aibă un comunicat, dacă ai putea tu să dai cu un slide înapoi. Structura unei știri. Unei știri, scuză-mă, da. Da, imediat. Aici sunt întrebările. Bun. Următoarea întrebare. Ce format de comunicare prinde cel mai bine, human stories sau comunicatul clasic? Este o întrebare foarte bună. Cred că depinde de ce este mai puternic. Și am să vă dau un exemplu concret. De pildă, eu astăzi, mă rog, nu astăzi, de fapt ieri. Deci ieri eu colaborez printre alte organizații și cu organizația World Vision România și de curând și cu TechSoups, lucru care mă bucură foarte mult. Și am trimis un comunicat referitor la grevele profesorilor. Eu în titlu am pus o chestiune legată de faptul că profesorii sunt printre cei mai slab plătiți din UE. Și în structura comunicatului am avut câteva cifre, am avut câteva date și am avut și o mărturie a unei tinere profesoare care este plătită puțin, da, adică sub 3.000 de lei sau ceva de genul ăsta, ceea ce înseamnă destul de puțin în România, da? Este sub salariul mediu pe economie. Și eu am crezut că este mai important să pun în titlu faptul că profesorii din România sunt printre cei mai slabi din UE. Dar culmea, după ce am trimis comunicatul, jurnaliștii au preluat mai mult partea asta de storytelling legată de profesoara tânără. Și atunci, cred că asta contează. Ce simțiți voi că este mai puternic? Dacă cifrele voastre nu spun ceva neapărat nou, atunci eu aș miza pe storytelling în titlu.
Dar dacă sunt niște cifre pe care voi le puneți dintr-o altă perspectivă, da, merită să pui cifre. Sau poate nu ai storytelling, că se întâmplă, poate tu ai niște proiecte, de, cum să zic, în domenii din astea, destul de, nu rigide e cuvântul, dar, nu știu, mai cu tentă spre democrație, da, tehnologie, transparență și așa mai departe. Dar, în general, cifrele funcționează foarte bine. Dar, în cazul ăsta cu profesorii, pentru că e și o chestiune emoțională care impactează într-un fel sau altul, nu doar profesorii, eu cred că întreaga societate românească, jurnaliștii au preluat mai mult partea asta de storytelling. Chiar deci, ce recomand eu este, da, dacă nu se poate... Cred că e, cumva e bine să le îmbine amândouă în cazul în care ONG-ul tău lucrează cu oameni. Cumva este, adică, ok, cine sunt oamenii pentru care tu faci niște lucruri? Scoate-i în față și după aceea contextualizează cu cifre, nu știu, cu o mică analiză, sau nu analiză, e mult spus, un citat în care, de-al tău, da, de-al organizației, în care să explici lucrurile, să pui, să le pui în context. Nu știu dacă am fost foarte, foarte clară. Da, mă gândeam că și am văzut comunicatul respectiv și la fel era cu titlul despre profesoara în sine, adică nimic. Da, dar da, da. Cu variantă de UE. Bun. În afară de partea cu cifre în titlu, mai, ne mai poți da alte tipsuri? Despre, pentru că știu, adică cel puțin eu când am început să fac comunicare, toată lumea îmi zicea, ai grijă la titlu, ai grijă la titlu, că dacă nu te bagă nimeni în seamă. Și stăteam stresată să scriu un titlu și aici, dacă îmi permiți o recomandare, scrie titlul la final. Nu scrie la început, că... Într-adevăr, într-adevăr. Da, putem să... Depinde acum și ce vrem să transmitem. Dacă vrem să emitem o poziție de advocacy, în afară de cifre, putem să punem efectiv un mesaj. Da? Cum am dat exemplu celor de la Greenpeace, sper să nu greșesc. Da, să dau un mesaj, cum să zic eu, foarte clar, chiar dur dacă este cazul, da? Adică ceva care să atragă atenția. Deci poate să fie un citat, poate să fie o cifră, poate să fie ceva legat de exclusivitate, da, cum spuneam, da, adică ceva ce se întâmplă prima oară. Uite, ce facem noi, nu s-a mai întâmplat. Sau poate să fie legat de un context ce se apropie. De exemplu, dacă eu am un proiect unde am beneficiare femei, chiar dacă nu sunt neapărat o organizație feministă sau care, nu știu, lucrează doar cu femei, dar am și femei, pot să mă leg de chestia asta și să pun în titlu ceva legat de 8 martie. Sau de, nu știu, Ziua Internațională a Sănătății, da? Sau alte lucruri de genul acesta. Sau, cumva, ideea este că voi trebuie să aveți în minte tot timpul, ok, ce este nou? Eu vreau să transmit ceva pentru jurnaliști și mă gândesc ce este nou și nu doar nou, ce este nou și relevant și pentru alți oameni în afară de ONG-ul meu. Cred că astea ar fi așa două întrebări principale după care m-aș ghida să fac un titlu într-un comunicat. Și încercați de asemenea să fie cumva ce este cel mai important să puneți la început, pe cât posibil. Și încă o chestiune importantă, încercați să fie numele vostru un titlu. Pentru că asta cumva vă asigură faptul că va apărea numele ONG-ului. Nu știu cum să fiu mai explicită, poate sunt prea directă. Dar dacă voi faceți o analiză sau veniți cu o poziție, e bine să fie numele ONG-ului vostru chiar în titlul comunicatului. Bun. Dacă este în regulă pentru tine, o să mai luăm ultimele 3 întrebări și dacă mai este cazul de întrebări, o să transmit eu participanților adresa ta de e-mail. Ok, adică de la Octavian următoarea, ce pot face dacă presa a făcut din comunicatul meu o știre concepută și interpretată după cum a simțit că își atrage audiența, apoi a invocat la final comunicatul nostru? Presupun că... Ok, deci dacă a folosit comunicatul și a denaturat sensul, da, dacă am înțeles corect întrebarea. Exact. Da. Se pot întâmpla și astfel de situații, mai rar din propria experiență, adică în general eu când am trimis comunicate sau că am preluat cu copy-paste,
Ceea ce, într-un fel, este bine pentru că ai control asupra mesajului care apare în spațiul public. Dar da, sunt și astfel de situații. Aș încerca să contactez jurnalistul, da, și să îi explic, uite, eu când am trimis comunicatul, nu era asta intenția. Și să văd ce spune jurnalistul. Dar de cele mai multe ori, da, se poate să fie o situație în care, habar n-am, publicația respectivă vrea musai să facă clickbait-uri, da? Și atunci, cu toată generozitatea și cu toate explicațiile mele, s-ar putea ca jurnalistul să rămână focusat pe nevoia asta de clickbait-uri, plus că, într-adevăr, cum spuneam, este important să învățăm cumva faptul că noi dacă trimitem un comunicat către jurnalist și jurnalistul preia, asta nu înseamnă că jurnalistul este purtătorul de cuvânt al unui ONG. Adică sunt două meserii diferite, fiecare și are independența sa, chestiune care este vitală pentru o democrație. Dar da, pot să înțeleg situații, pentru că mi s-a întâmplat și mie mai rar, cum spuneam, da, în care am trimis comunicat și m-am trezit cu nu știu ce titlu, clickbait, și eram, păi de asta că eu nu voiam asta. Dar îmi dau seama că odată ce trimiți un mesaj online, îți asumi și riscul că s-ar putea să întâmple lucruri, da, că acel mesaj să fie folosit poate în alte feluri decât ai gândit tu, deși se întâmplă rar, dar se întâmplă. Și doi, că până la urmă orice jurnalist se bucură de această independență, mă rog, nu știu că independență, îi spunem că știm cu toții că sunt publicații și publicații, dar că fiecare instituție de presă are politica sa editorială și că un jurnalist răspunde doar în fața redactorului șef, în fața niciunei alte persoane. Da, asta ne-a spus și Octavian, că a întrebat de ce și i s-a spus că el, jurnalistul decide asupra actului jurnalistic și că nu va șterge postarea. Da. Da. Bun. Dar oricum, eu chiar dacă ce vreau să spun este că chiar dacă jurnalistul nu va modifica sau nu va face un update, da, asupra articolului, eu tot l-aș contacta. Pentru că eu poate o să vreau să mai comunic un anumit proiect, campanie sau orice altceva. Și atunci poate jurnalistul va avea un reflex acolo construit de mine după momentul în care eu l-am sunat. Și poate că preluarea data viitoare nu va mai fi la fel de senzaționalistă. Bun, mulțumim. Următoarea întrebare se referă la jurnaliștii independenți și dacă abordarea și comunicarea cu ei ar trebui să fie diferită în vreun fel. Da, jurnaliștii independenți de cele mai multe ori nu vor prelua un comunicat de presă cu copy-paste și îl vor publica și gata, asta e discuția. De cele mai multe ori, din ce am văzut eu în presa independentă, se face o documentare mai aprofundată, se face follow-up, da, interviuri, documentare. Și atunci, da, către presa independentă aș merge tot cumva cu știrea construită în minte, da, care este subiectul despre care eu vreau să vorbesc, pentru că până la urmă sunt toți jurnaliști. Chiar dacă poate fac o documentare mai complexă, dar at the end of the day rămân jurnaliști. Dar ce aș face diferit pe lângă promovarea subiectului propriu-zis, da, a știrii cu care eu mă duc către ei, aș încerca poate să ofer mai mult context. Să-i dau idei de persoane cu care poate să vorbească din cadrul ONG-ului meu. Colegii mei, beneficiari, i-aș prezenta mai multe resurse pe care eu poate le-am. Studii, analize, detalii despre proiecte din trecut. Da, aș încerca, după ce îi prezint știrea, să-i ofer mai multe informații de background, respectiv contacte, da, persoane cu care să poată să facă interviuri. Și acum, o ultimă întrebare. Am văzut că mai sunt pe chat, dar o să vă rog să reveniți pe e-mail. Cum facem să aducem în lumină sponsorul? Pentru că știm că sunt multe publicații care refuză când e cazul de sponsori. Dar, totodată, de multe ori, sponsorul are această dorință și cere mai exact, mai mult decât dorință, să apară în toate materialele de comunicare. Da.
Este o întrebare foarte bună, ca toate, adică, Doamne, am primit niște întrebări foarte bune, sunt foarte recunoscătoare, mersi tare mult. Da, este o situație complicată, într-adevăr. Ce aș face eu ca ONG, în primul rând, ar fi să discut cu finanțatorul și să-i explic foarte clar. Uite, un jurnalist mai degrabă ar prelua un comunicat sau un subiect, un interviu în care ONG-ul meu este în față, și după aia, undeva în subsidiar, da, undeva mai în spate, apare și numele finanțatorului, decât dacă iese numele tău în față și după aia apare numele ONG-ului. Pentru că, evident, tu ca jurnalist, când vezi un comunicat în titlu unde apare prima oară numele unui mare brand, te gândești automat, a, păi e reclamă, asta trebuie să vorbească cu marketingul, nu cu mine, că eu sunt jurnalist. Și atunci aș încerca să vorbesc cu finanțatorii, să le spun foarte clar, uite, veți apărea în comunicat, va apărea numele vostru, dar pentru că și pe noi și pe voi vă interesează să aveți mai multe preluări, mai multe apariții în mass media, hai să ajungem la această cale de mijloc. Lăsați cumva acțiunile și ONG-ului sau beneficiarii ONG-ului să iasă în față, pentru că aceste lucruri trezesc interes, emoție și după aceea în subsidiar să apară numele finanțatorului. Dacă s-ar putea să nu apară deloc, ar fi minunat, dar trăim în lumea reală și asta nu este, sau mă rog, e rare ori posibil. Eu aș mai avea aici o recomandare, dacă îmi permiți. Sunt anumite site-uri de știri specializate pe ONG-uri, dedicate ca știri ONG, de exemplu. Mai sunt și site-uri de CSR, care asta le interesează, să vadă ce CSR fac companiile și la fel acolo puteți trimite, că cu siguranță o să preia. Da, la asta cu CSR în special, da, da, da. Asta așa, când chiar trebuie să-l trimiteți undeva și eventual puteți negocia, să zic. Îl trimit o parte cu voi, o parte la o parte dintre jurnaliști fără. Da, bine, asta depinde de fiecare dintre voi să discutați. Super! Da, întrebări foarte bune, după cum ai spus și tu, Florinela, și informații foarte prețioase pe care ni le-ai oferit astăzi. Îți mulțumim foarte, foarte mult pentru prezentare, pentru informații, după cum ziceam, și ne mai revedem. Bun. Și mulțumesc și tuturor celor care s-au conectat astăzi alături de noi și sperăm să aveți cât mai multe preluări în presă, cât mai multe știri cu ONG-uri. Mulțumesc și eu tare mult și oricum, faptul că avem atât de mulți participanți, mie îmi dă așa o speranță și o bucurie foarte mare, pentru că asta înseamnă pasiune, adică crezi atât de mult în proiectul tău, în ONG-ul tău, în misiunea ta, încât vrei ca vorba să se ducă mai departe, da? Cum s-ar spune așa într-un limbaj mai popular. Mersi și eu tare mult și sper că v-a ajutat așa cât de cât. E o discuție introductivă, adică îmi dau seama că nu înveți peste noapte să devii jurnalist, dar măcar să aveți niște concepte de bază și o înțelegere de bază atunci când vorbiți cu un jurnalist, atunci când trimiteți un comunicat și așa mai departe. Exact. Și practica. Cât mai mult. Că scrieți mai des. De asta trebuie să fiți consecvenți, cum zicea Florinela, că dacă scriu un comunicat o dată pe an, nu prea îți formezi mâna. Bun. Mulțumesc din nou, Florinela, vă mulțumesc și vouă pentru prezență și vă invităm să ne urmăriți pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, suntem peste tot, ca să vedeți ce webinarii mai organizăm și totodată, cine nu este în programul TechSoup, vă invităm cu mare drag. O după amiază plăcută și weekend plăcut, că tot e așa aproape. Mulțumim! Zi bună!